Nu se poate să iei ultimul galben al unui sărac. Dar ce vedei tu că sunt eu, mă, supă populară? Nu se poate! Puișor, că nu știe cum e versul. Noțiunea de drepturi de autor nu spune nimic. Dacă mi-ați cerut să fac circ la televiziune, puneați altfel problema. Posibil. Și tu când ai venit prima oră la mine, aveai pretenții mai modeste, băieți. Am muncit și nopți. Și-am muncit și nopți. Păi și-am muncit și zile. Nu faci un potin, dar știu ceva. Dacă mă duc la poliție și povestesc tot? Ia mă, să trăiți. Ce spui, mă? E puișor, nu știi să de când să ne certăm, hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Bagă! Salut! Dă-ți-mi 3.000 de dolari, cum frumos. 3.000 de dolari? Așa îmi cer tu mie 3.000 de dolari după cât te-am învățat? Dați-mi. Vă rog, am nevoie. Are nevoie. Te las corigent, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă. Emoționează-mă. Starce-mă o lacrimă. Vorbește-mi de săraca fetiță cu chibrituri pe care vrei să o ajuți. Ce îi lipsește ei? O blăniță? Un apartamentel? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu! S-a spus despre regizorul Nae Caranfil că el singur reprezintă un nou val al filmului românesc. Premierele sale în România au perturbat programul ambulanțelor. Asta deoarece emoțiile puternice, chiar dacă efectul este să leșim de râs, cresc tensiunea. Deci nu vă aplecați în afară ca să simțiți satira marcă Nae Caranfil, decât dacă stați bine cu inima. Altfel, pățiți ca Bubico. Știți care este totuși efectul terapeutic al unui râs care te duce în pragul unui infarct? După ce ți-a revenit pulsul, rămâi cu ceva. Nae Caranfil te pune pe gânduri. Satira sa năucitoare mi-amintește de o noapte furtunoasă sau o scrisoare pierdută, doar că tragismul e mai mare. De ce? De la Caragiale încoace nu s-a schimbat nimic, nici de la Filantropica. Avem aceleași boli, doar că pe Nae Caranfil îl trăim acum. Bună seara, domnule regizor, și la mulți ani! Bună seara, da. Știi trăiți? Ce se întâmplă? Simt că mă apuc un început de statui, așa, după introducerea asta. Ei, stați că nu ați văzut tot începutul. Este cadoul nostru. Mulțumesc, venit cu un porumbel, tocmai de la Galați, din partea domnului Viorel Baciu. Mulțumesc. Să-l puneți acolo la loc de cinste și să vă amintiți cu drag de noi. Mulțumesc. De unde aveți toată această inspirație? Na, nu se știe. Și nu știu câtă inspirație este. Nu vreau să fiu modest, dar este o profesie ca oricare alta. Încerc să o fac bine în măsura posibilului și când am succes mă bucur. Asta e tot. Au românii umor? Păi România umor. Nu cred că există nații cu sau fără umor. Toate popoarele au umor și există și oameni fără umor. Nefericiți, vai de capul lor. Dar nu cred că noi suntem privilegiați sau dimpotrivă cam fi, eu știu, deficitar la capitolul umor. Suntem cum suntem. Faptul că noi românii reușim de multe ori să facem haz de necaz ne ajută? Păi da. Și oricum există și sceptici care spun că hazul de necaz este doar așa un fel de paliativ ca să ne mascăm lipsa de seriozitate și de profesionalism și modul în care de obicei nu ne iese. Astea sunt. Am scris recent un articol în care povesteam despre tipologia scepticului român și în paralel tipologia exaltatului român. Ați călătorit mult și călătoriți foarte mult. Eu una vă pândesc de mult timp. Ce planuri mai aveți? Ce noutăți? Am terminat filmările pentru un lungmetraj, o comedie de actualitate, să spun așa. Am început montajul, deci sper ca până la... Cum se numește filmul? 6,9? Pe scara Richter. E un titlu destul de înfricoșător. De ce? Așa. Pentru că, printre altele, nu în totalitate, dar printre altele, filmul tratează una din
marile noastre frici, frica și marile și actualele noastre frici, a noi frica de cutremur. Și în film am încercat să pun în scenă câteva cutremure. Sigur că ele nu sunt reale, sunt, fac parte din visele sau coșmarurile unei protagonistului, deci ele sunt tratate în cheia burlescă, sper să se râdă, cu fior reci. Am făcut un lucru destul de simpatic, în sensul în care am preluat un decor, decorul unui apartament pe care îl folosesc în film, și am construit o replică perfectă în platoul de filmare, dar această replică e pusă pe arcuri. Și atunci, ca să se zguduie. Exact. Bățim decorul într-un mare fel, astfel încât... la un moment dat am fost curios să văd care este senzația și am rugat pe cei din echipă să mă zgâlțe puțin. Și m-am speriat foarte tare. Sentimentul era cât se poate de traumatizant și am spus, opriți. Vreau jos, nu mai vreau să mă dau de cutremur. Deci aceste emoții noi le vom resimți în momentul în care acest film va fi difuzat. Vom vedea. Când ne așteptăm să-l vedem în cinematografe? Păi nu înainte de toamnă, pentru că nu va fi gata până în vară, iar pe timpul verii oamenii sunt plecați, au alte probleme, vara e cald și nu știu cum și când se mai putea vedea din momentul în care închidem sălile de cinema una după alta. Cum sunteți ca regizor? Sunteți un regizor mai dur, mai prietenos? Sunteți ca Steven Spielberg? Sunteți ca Coppola? Nu știu cum Coppola? E Steven Spielberg. Nici noi nu știm, credeam că aș dumneavoastră să știu îmi și eu spune. Cum e Spielberg, poate mă inspiră. Nu știu, nu sunt foarte coleric, nu sunt foarte conflictual. Încerc să fiu cât mai precis în ceea ce cer. Îmi pregătesc filmarea, în general. Și principala mea cerință este ca lumea să fie bine dispusă, să lucrăm bine, să nu luăm pauză de masă, de exemplu. Ce mă enervează foarte tare în filmare este pauza de masă, care mă scoate total din concentrare. Ce înseamnă această pauză de masă pentru un actor? Uită de... În primul rând, starea în care era înainte în de funcție de în funcție de tipul poate să însemne mai mult sau mai puțin, poate să însemne că își dă jos costumul și machiajul, după care va trebui să se pună din nou, să se remachieze, dar în special pentru mine înseamnă o scoatere din priză și e greu pe urmă să mă mai conectez. Nu e greu, dar e mai neplăcut așa. Reconectarea se face cu mai mult efort. Cum vă alegeți actorii? Păi, în funcție de rol. Îmi proiectez o imagine mentală asupra personajului și încerc să-l caut în realitate. Și fac probe, în general, îi chem la probe, le dau pagini de text. Mă interesează foarte tare să învețe textul, adică să vină cu lecțiile făcute. Unii o fac, alții mai puțin. Pentru că eu scriu filme care se bazează mult pe dialog. Și pe dialogul, să zicem, dacă e vorba de un dialog funny, pe comedie, atunci... Este foarte importantă precizia formulărilor. E foarte important să nu am sentimentul nicio secundă că dacă privesc în ochii actorului, că el își caută textul, că nu mai știe exact, că se concentrează să-și amintească formula și nu este acolo unde îi cer să fie, și anume în situație. Deci... Sunteți influențați de vreo simpatie sau ceva? Sau doar rolul contează? Cred că pot să fiu influențat și de anumite simpatii, pentru că, în general... Încerc să mă simt bine la filmări. Filmările sunt atât de grele în general, adică este un efort și fizic și psihologic de anduranță pe zile și săptămâni, încât e bine să fie încurajat de oameni cu care îți face plăcere să te vezi în fiecare zi. Dar sunt și momente în care știți că o anumită persoană nu vă place ca personalitate, dar este un foarte bun actor și îl doriți în film? Da, se poate întâmpla și asta. Și faceți compromisuri? O fac cu reticență, dar dacă sunt convins că este alegerea potrivită, da, atunci merg până la capăt. Cred că dumneavoastră sunteți în măsură să ne dați și un sfat cum ar trebui să ne alegem noi modelele pe care le urmăm. Alegeți actorii, ar trebui și noi să știm. Nu. Pe cine vrem să urmăm? După cine să ne luăm? Eu pot să știu mai degrabă pe cine nu vreau. Sau persoanele pe care le-aș vrea neurmate, dacă se poate, și cât mai izolate. N-am să intru acum n-am să dau nume, dar cred că mai important
decât să ne găsim modelele, pentru că asta se întâmplă oricum și se întâmplă la anumite vârste, când este foarte important să găsim modele și să le urmăm. Dar la fel de important este să evităm falsele modele sau să le izolăm de societate. Aici vreau să ajung, da, la aceste false modele. Cine ele? Vedetele care sunt create peste noapte din, și tot promovate. Da, din spuma mării, tot felul de oameni fără profesie care apar foarte des pe sticlă. Ce să spun? Politicieni, mulți politicieni care ar trebui, după părerea mea, închiși, nu neapărat în beci domnesc, dar închiși în casă măcar, să nu mai scoată nasul pe fereastră. De ce nu s-a schimbat nimic de la Filantropica încoace? Filantropica a fost lansat în 2002, dacă rețin bine. Da, 2002. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Nu știu, în general, dacă ne propunem să vedem că lucrurile nu se schimbă, într-adevăr, observăm că ele nu se schimbă. Dacă ne propunem să vedem că se schimbă, observăm că se schimbă. Acum e foarte greu de tras o concluzie totală. Da, nu s-a schimbat nimic de la Filantropica încoace, sau nu s-a schimbat nimic de la Caragiale încoace, sau nu s-a schimbat nimic de la Fanarioții încoace. Sau nu s-a schimbat nimic de la Daci. Depinde ce alegem să privim. Eu, în general, aleg să privesc, sunt un optimist și aleg să privesc schimbările bune. Și timp să mă enervez în fața schimbărilor proaste. De exemplu, ce s-a schimbat foarte rău din 2002 până acum este modul în care ești tratat în aeroport și în avion. Pur și simplu am sentimentul că se exercită o umilință colectivă asupra călătorului, asupra omului care plătește un bilet ca să plece de undeva, să ajungă în cealaltă parte, în altă parte, o umilire a lui care din când în când am sentimentul că este deliberat, că se încearcă ținerea oamenilor acasă, să se încearcă scârbirea lor de ideea de a călători. Nu știu. Dar, uite, iată, un tip de schimbare care este perceptibil din punctul meu de vedere între 2002 și 2015 și o schimbare rău. O schimbare negativă. Și acum facem o paralelă între filmul pe care îl pregătiți, teama de cutremur, și acum teama de a mai călători, teama pe care dumneavoastră a spus că mulți o experimentează. Dar nu e teamă. Este enervarea pe care... O repulsie? Pe care tot acest ritual securitate indus după... Dus la extrem. Da, după 11 septembrie, face ca experiența aeroportului și experiența zborului cu avionul să fie tot foarte neplăcută. Adică nu mai are nimic din ceea ce pentru mine copil era aventura zborului și frumusețea trecerii prin aeroport și a acestor gesturi obligatorii pe care atunci le făceam cu plăcere pentru că erau mai puțin, nu știu cum să spun, mai puțin umilitoare, mai puțin traumatizant. Care este amprenta pe care umilința și teama o pot pune asupra noastră ca societate? Păi, eu știu. Umilința și teama distrug bună dispoziție, așa să spun. Umilința și teama te distrug pe tine ca personalitate în măsura în care tu nu mai ai timp să te cauți. Ești atât de ocupat să-ți fie teamă și să încerci să scapi de umilințe, încât căutarea de sine sau încercarea de a trăi frumos, cu pasiune, nu se mai exercită. Pasiunea se cultivă sau doar se simte? Atunci când muncești cu pasiune. Întrebări care mă lasă mască. Încă o dată, repet, nu sunt statuia pe care mi-ați dăltuit-o la pentru început mulți dintre noi sunteți. Da. Nu știu, care era întrebarea? Pasiunea, dacă se cultivă, se simte atunci când muncești cu pasiune, atunci când faci un lucru cu pasiune. Ce mai este pasiunea? Nu prea poți să ți-o inventezi pasiunea. Cred că nu ți-o inventezi decât dacă îți propui sau faci un pariu cu tine să duci ceva la capăt și atunci dacă acel lucru pe care trebuie să-l duci la capăt este foarte greu, îți poți să-ți construiești oarecare pasiune, îți găsești în munca sisifică pe care încerci să o pui ceva acolo, un fluture, un lucru, o zonă de confort și de echilibru și de armonie pe care, în care te înșurubezi. Și atunci, iată o pasiune pe care ți-o poți induce, poate, nu știu. Spuneți că sunteți un om pozitiv.
Este greu să vezi partea plină a paharului? Păi nu știu dacă e greu, eu tind să o văd pe asta. Acum am înțeles, am citit câteva articole în care se spune că cei care văd partea goală a paharului trăiesc mai puțin. Nu cultiv neapărat longevitatea, dar fără să fac efort, încerc să mă bucur de viață. Care este efectul pe termen lung din punctul dumneavoastră de vedere al gândurilor pozitive, al zâmbetului? Păi asta spuneam, că unii spun că este o pastilă pentru longevitate. Nu știu, n-am un răspuns, pentru că n-am ajuns încă acolo încât să pot spune: da, domnule, uite cât de mult am trăit, pentru că iată, am văzut partea plină a paharului. Cu ce ne va surprinde noul film la care lucrați? Păi este un film extrem de original în abordare, cred eu. Dar un film care va cuceri spectatorul, pentru că vorbește despre lucruri pe care toți le trăim în cotidian, oarecum. Sunt teme care sunt foarte personale, pe care vreau să le, sau pe care le explorez în acest film pentru prima dată. Și va fi un film cu multă viață și culoare, pentru că va avea niște elemente, și spun bine elemente, de musical. Nu este un musical în adevăratul sens al cuvântului, dar sunt câteva secvențe în care, să spunem așa, râcă-i cu unghia musicalul american. Ne dați și câteva nume de actori, să știm la cine ne așteptăm, să sunt, vedem pe ecran? Un număr de actori foarte tineri și destul de puțin vizibil până acum în filmul românesc, și care cred și sper că vor deveni foarte vizibili după acest film. Mai există Teo Corban, care în ultimii ani a fost o prezență remarcabilă și foarte vizibilă, iată, în filmele românești, de exemplu Aferin, ca să citesc, sau Un etaj mai jos, cu ultimele lui titluri. Mai sunt actori care apar în roluri secundare și pe care îi mai știm, dar în principiu va fi un film de descoperiri din punct de vedere al castingului. Să înțeleg că ați pariat în acest film pe tânăra generație. Da, în mare parte da. Cât de ușor sau cât de greu este să recrutezi un tânăr și să-i valorifici potențialul? Se lucrează așa. Dacă am un film care presupune un număr de roluri, un număr mai mare de roluri, să zicem, 50 în cazul ăsta, aproximativ 50, colaborez cu un director de casting. În cazul ăsta, cu o directoare de casting. Și acest colaborator devine foarte prețios, pentru că el este cel care, în primul rând, cunoaște actori și poate să-mi propună nume noi, după cum poate să vină cu nume foarte cunoscute, dar la care eu să nu mă fi gândit. Are acces la bănci de date, la baze de date ale agențiilor de casting, poate să se inspire și poate să vină cu un număr de propuneri pentru fiecare rol. Din acest număr de propuneri, eu aleg câteva și acei oameni sunt chemați să dea probe. În momentul în care dau probe, încep să dau seama dacă sunt mai aproape sau mai departe de ceea ce îmi doresc. Cam asta este procesul tehnologic. Restaurantele visează din ce în ce mai mult la stele Michelin. Noi, în industria filmului, visăm la Oscar. Cât de... Noi, adică dumneavoastră și cu mai cine? Eu și, nu știu, toți pasionații de film. Nu cred că sunt singura iubitoare de regie și cred film. Că în acest moment, după ce s-a umplut cinematografia română de premii, de premii importante, de premiile cele mai importante la care putem visa, Oscarul ar trebui să rămână așa, un fel de, cum să spun, un fel de fiță. Oscarul, pentru fiind străin, pentru că despre el vorbim, pentru că la el avem acces, că cinematografia română, se dă de către, are un regulament extrem de dificil și extrem de bizar. Nu cred că a lua sau a nu lua Oscar, pentru fiind străin, dă valoarea unei cinematografii. Sunt convins că nu asta. Dacă vom lua vreodată Oscar, vreun cineast român, dacă va lua statueta, va fi bucuria lui, dar nu va rezolva niciun fel, nici cariera lui și nici cinematografia română în general. Mi-ar plăcea să văd mai multe filme românești. În moluri, în cinematografe.
De ce nu se întâmplă ceva bun în sensul ăsta? De ce nu acaparați cât mai multe cinematografe? Programatorii din de multiplexuri, programatorii din mall, nu au obligația să ia filme românești, drept care încearcă să nu ia, pentru că normal sau anormal, dar sau normal pentru ei, anormal pentru noi, interesul lor este să vândă bilete, multe, dacă se poate, toate. Și filmul românesc nu face asta, pentru că, din multe motive pe care le putem discuta, publicul de la noi nu prea vrea filmul românesc. Sau nu este sedus de ceea ce numim astăzi filmul, noul film românesc. Sau nu a fost învățat și nu a avut posibilitatea să aleagă? A fost mult mai ușor să meargă după ceva care sună mai exotic? Filmul românesc acesta pe care noi îl apreciem și îl iubim astăzi pentru că ne aduce trofee din festivaluri, este un film dificil. Este un film care nu-și seduce neapărat publicul. E un film care îi solicită publicului atenția în loc să-i o capteze. Atenție, deci asta este o diferență importantă. Un film românesc care solicită atenția spectatorului, în timp ce filmul american, blockbusterul sau, să spunem așa, mă rog, intențiile comerciale de film, nu neapărat cretin, dar de film care își propune o ieșire la public, captează această atenție. Vă invit să vedem un scurt material, intrăm într-o pauză de publicitate și revenim aici, acasă la Oamenii Realității. Da, cealaltă chestie, fără muzică poți să faci? Vai, cât de porți suntem, da. Mamă, ce de lume bună! E velit, a venit simpatic. Scade seara. Un kilo vreau ne-a găsit ăsta, bă. Ce faceți, băi, bulangiilor? Chiar trebuie să dau 11.000 de telefoane ca să aflu unde o puneți voi în seara asta? Păi nu-l aflu eu pe ăla care a sifonat? Cam târziu, Bulache. Noi tocmai dădeam sincer. Da? Și mai ce? Hai, că în seara asta vreau deranj. Ce, și cu ăsta mai puriu? Să cu cine vreau, te supără? Na, te prindi odată solo. Pentru? Pentru că prietenia noastră să se transforme într-un sentiment mai puternic. Hai să trăiești, bătrâne. Parcă nu te-ai atacat. Să știi că așa îmi place mie, ca să mai glumesc așa. Tine de râs, are un simț al umorului bestial. Păi da, mă, dar ce nu știi? El e șeful cu Caterinca. Da, bă, dar uite că fata nu prea apreciază cum ar trebui. Iese cu tot felul de mâhniți. Hai să-ți arăt de o poantă. Știi cum fumează miliardarii? Ca mine. Da, de pachetul. Bricheta. Spune-mi, te rog, de curiozitate, ce tarif percepi? Tarif la ce? La degajat terenul. Today, Cabri! Double alarm! We're shooting a film! The money in the van! Show some enthusiasm! You're being filmed! They were active resistance fighters and took part in sabotage missions against the Nazis. They were heroes. Don't count on me for anything else. If you don't stop them, I'll turn you all over to the police. So make your choice. It happened on September 14th, the day the Lunik 2 satellite landed on the moon. Maestro, uomo! Entro creșma din obor! Să-mi scriu că n-o fi momentul cu viroșul testamentul. Uite așa aș vrea să mor! Our mission is to make an educational feature. Down, down, down! In fact, it will be a detailed reconstruction of the events. Down, down, down! Și după săptămână! Gentlemen, are we ready for our close-up? Să mor cu sticla în mână! Stop, stop! Cut! Why are you smiling?
Well, I'm sorry. I simply cannot work under these conditions. Now to find the sixth. The sixth member of the gang. What else is there for us? The Red Judge! The people demand the execution! You bastard! One of the prisoners is missing. It seems the cameraman has gone too. Her daddy's a colonel. She really robbed that bank car. Screwed us. Freeze up! Everyone back to the cells! Instead of executing us with bullets, why not send us into space in a Soviet satellite? You just ruined the scene. Well, she struggled. It was perfect. It's very realistic, I thought. Mie personal, filmele dumneavoastră și în special filmele românești îmi lasă un gust bun și parcă îmi dau mai multă încredere. Acum să revenim la discuția noastră din înaintea pauzei publicitare. De ce nu avem așa multe filme românești în cinematografie? Spuneam că, bine, problema e că nu avem așa de multe pentru că se produc atâta cât se produc. Dar ideea ar fi să ele să fie vizibile, să aibă o viață a lor pe ecranele patriei, ca să spun așa. Spuneam de programatorii de la moluri. Până și Clausa Dudamur, care era un film făcut pentru ca să aducă lumea săli, adică ar fi avut șanse să vândă toate biletele. A fost tratat cu destul de multă reticență, a fost după primele două săptămâni a fost pus la ore proaste în zile sau din când în când, astfel încât foarte multă lume n-a apucat să vadă filmul ăsta, nici n-a știut că a existat, că s-a... Păi și noi ce putem face? De ce nu putem face o modificare? Bănuiesc că cei care fac programul la Multiplex ar trebui să țină cont și de feedback-urile noastre de ceea ce vrem să vedem. Există țări, cum e Franța, în care, prin lege, programatorii și exploatorii de săl sunt obligați să creeze un spațiu pentru filmul național. La noi lucrul ăsta nu se întâmplă, pentru că în general, din punct de vedere politic, filmul românesc este tratat ca o cenușăreasă a culturii. E mai mult decât a culturii. Filmul românesc care ne reprezintă atât de bine în lume este foarte, foarte prost tratat de către legislație în interiorul granițelor noastre. Și ce putem face noi în acest sens? Dacă observăm că un film este difuzat la o oră la care nouă majorității ne este imposibil să ajungem să-l vizionăm, de ce nu reușim să facem o modificare? Stă în grila de programe o săptămână și dispare? Să-i impună cote obligatorii de respectarea unor... nu știu cum să-i spun... Trebuie legislație, trebuie făcută o politică de promovare sau de protecție, mai bine zis, de protecție a filmului românesc, pentru că altfel e un imens efort creativ și tehnic și logistic și tot. La sfârșit avem un produs, acest produs stă și moare în sertare pentru că nu își găsește ecranele pe care să existe. Cui să ne adresăm? Ar trebui să scriem mai multe scrisori, așa cum a procedat și Cristian Mungiu? E foarte bine ce a făcut Cristian Mungiu, trebuie insistat și să vedem că încetul cu încetul, așa cum am pornit în anul 2000 cu zero producție cinematografică și am ajuns să avem totuși o producție cinematografică respectabilă din punct de vedere al cantității, cel puțin, adică 15-20 de lungmetraje pe an. Așa ar trebui să se întâmple lucrurile și în cazul exploatării filmelor. Feedback-uri pozitive au fost și după această scrisoare, dar nu e suficient. Problema este că noi nu mai avem săli tradiționale de film, adică molurile nu rezolvă problema. Publicul de mol nu este un public de film. Chiar dacă intră la film, este un public de shopping. Și nu cu el vom rezolva cum să spun, existența cinematografiei române mai departe. Ne trebuie săli tradiționale care să atragă public care vine special pentru acel film, în acea zi, la acea oră. Ori asta, din păcate, vedeți că
Nu se întâmplă dimpotrivă, se întâmplă că din cauza bulinelor roșii, sările noastre câte mai existau, dau și ele ștescul sfârșit. Aveți încredere în noul guvern de tehnocrați? Credeți că sunt miniștri care vor face ceva pentru România și automat pentru film? Habar n-am. Nu-i curos, nu știu. Dar azi... Sunt prea noi pentru mine ca să am deja să am o opinie. Dumneavoastră personal, v-ați gândit vreodată să ieșiți din cinematografia românească, să mergeți, nu știu, la Hollywood, că tot vorbeam de Oscar? Sau nu v-a descurajat ceea ce ați văzut aici? Niciodată. Nu, am avut vise de adolescență de tip, dar bine, și era și normal să mă gândesc că să plec, pentru că adolescența și prima parte a tinereții mele s-au desfășurat în comunism și atunci a face film în România era un lucru foarte, foarte dificil din toate punctele de vedere și chiar dacă mi doream să fac film în România, sigur că visul meu de puști era să mă duc și să dau lovitura acolo. Între timp mi-a trecut, am și făcut Closer to the Moon, care a fost o experiență extrem de interesantă, pentru că este un film, chiar dacă este lucrat și filmat în România, este un film în limba engleză, cu actori americani și englezi, finanțat cu bani în special americani, și am văzut cum e. Și am văzut că este și bine și rău. Bine este că am lucrat cu niște actori mega profesioniști, hiperprofesioniști, a fost o bucurie să lucrez cu ei. Rău, pentru că nu am și nu mi se întâmplă numai mie lucrul ăsta, ci așa se întâmplă în acea lume, nu ai control total asupra produsului finit. Adică peste tine există un producător care poate modifica aspectul, tonul, durata filmului. În cazul meu, lucrurile s-au terminat cu bine și sunt foarte mulțumit că nu a trebuit să fac niciun compromis major în Closer to the Moon, dar... istoria filmului e plină de povești triste despre artiști care au fost călcați în picioare sau căror opera a fost mutilată în lupta dintre ei și producători. Dacă ați avea o putere aici la dumneavoastră în țară, care ar fi schimbarea majoră pe care ați face-o? Schimbarea majoră în ce domeniu? În lumea filmului, deci filmele bănuiesc că vor fi difuzate la ora care trebuie. Selectate nu în funcție de câte bilete credem că putem vinde, ci... Asta ar fi în principal lucrul care ar ajuta foarte tare filmul românesc, ar fi obligația unor cote de protecție pentru filmul românesc în cazul acestor multiplexuri, pentru că sunt singurele săli pe care le mai avem. Sigur că vor fi foarte mulți care vor sări de gât, suntem într-o lume liberă, piața este liberă, nu poți să obligi niște oameni să-ți spună pe ecran niște filme care nu fac vânzări, care nu aduc oameni în sală, care sunt dificile și antipatice, să zic. Dar dacă nu le difuzăm, de unde știm că nu fac vânzări? Tocmai. Adică aici e vorba de... lipsa aproape totală a fair play-ului în jocul dintre cinematografia, să spunem, de autor și cinematografia mainstream care ne vine de la Hollywood. Sigur că n-ai cum să te bați cu Hollywood-ul, pentru că el e făcut ca să-ți fure publicul, dar poți să-i reziști, poți să încerci să găsești formule în care pentru cei, nu mulți, dar puțini, dar importanți, care vor să vadă filmul românesc, ei să poată fi la rândul lor serviți. Ce înseamnă filmul românesc pentru tânăra generație? Păi nu știu, eu cred că nu mai înseamnă mare lucru, pentru că în bună parte îl evită, îl ignoră. Îl ignoră. M-am bucurat de câteva filme care au spart plafonul de, hai să spun, 50-60 de mii de intrări. De exemplu, Aferim sau Poziția copilului. Și m-am bucurat foarte tare că acești producători și distributori au făcut un efort extrem de calibrat și inteligent și în relentless, se spun, deci fără să piardă niciun moment, pentru ca aceste filme totuși să spargă barierele de 20-30 de mii de intrări, cât poate să facă la ora asta în un film românesc, în joaca cu molurile. Iată că ele au reușit să facă câte ceva. Sigur, se poate mult mai mult în Polonia sau în Cehia sau în Ungaria.
filmele, nu și cele americane, dar și cele naționale, au parte de, atunci când succese, au parte de mult, mai mulți spectatori, de sute și sute de mii de spectatori. Respectă e mai păcat mult. Că la noi nu se poate depăși acest prag. Ne lipsește respectul față de filmul românesc, față de tradiția și cultura cu care am crescut? Vă întreb asta, pentru că în concediul meu din China am fost foarte impresionată să intru în contact cu tânăra generație care a văzut filme românești de la bunici, de la părinți. Deci ei știau parcă mai mult despre filmele românești decât știam noi. Și știm. Nu se poate generaliza. Există, cum spuneam, un public interesat de film românesc. Acesta trebuie cultivat. Nu contează vârsta, nu contează profesia. Trebuie doar să avem posibilitatea să-l cultivăm. Trebuie ca acest public să aibă posibilitatea să vadă aceste filme. Mai departe, nu putem să ne aruncăm și să spunem de ce nu avem noi filme românești care să facă milioane și milioane de spectatori sau de ce nu avem noi filme românești care să se vândă la nivel de blockbuster peste tot în lume. Nu avem, pentru că nu e așa, jocurile nu sunt așa făcute. Noi nu vom putea face niciodată filme de tip Războiul Stelelor sau Lord of the Rings sau nu știu ce, pentru că nici nu ar avea sens. Diferă mentalitatea sau nu, diferă? Nu ar avea sens. Este un produs care nu are ce căuta pe o piață cum este a noastră. Adică noi preluăm aceste filme pentru că ele sunt făcute ca să spulbere toate piețele, dar noi nu avem de ce să le facem la rândul nostru, pentru că nu vor fi decât niște imitații ridicole. Ce să le facem în limba română? Filmul de tip blockbuster se vinde pentru că e în limba engleză și asta este realitatea pieții. Trebuie să trăim cu ea. Și în muzică este de multe ori la fel. Muzica se vinde când e în limba engleză, peste tot, așa e piața mainstream și pe urmă se mai vinde și în cazul muzicii, să spunem așa, de autor și în alte limbi. Ați reușit să rămâneți original. Așa ați fost de mic? Original? Nu știu cât sunt original. Nu caut foarte tare originalitatea. Dar ce căutați dacă nu originalitatea? Sinceritatea, de exemplu. A fi cu orice preț original înseamnă de multe ori un joc formalist care pe mine cel puțin mă lasă rece. Trebuie să fii original atât cât îți permite cât îți permite povestea pe care vrei să o spui. În orice tip de demers artistic, povestea pe care vrei să o spui, că e muzică sau că e în pictură sau că e în cinema sau în literatură, trebuie să fie povestea ta. Că e sau nu originală, asta Dumnezeu știe. Dar dacă nu e povestea ta, poate să fie originală cât poate ea să fie de originală, nu va fi decât o bizarerie. Când erați mic, cum vă alegeați poveștile? Păi, în primul când eram foarte mic, mi se spunea, nu le alegeam eu. Pe urmă, nu știu, nu le alegeam. Se întâmpla să mă lovesc de o carte, să mă lovesc de un film, sunt întâlniri cu poveștile, cu cărțile, cu muzica, cu pictura, cu tot. Vă plăcea să vi se spună Nae sau fiul lui Caranfil? Păi nu, inițial am fost Nichi, după care, de la un moment dat, în pofida protestelor mele virulente, s-a trecut la Nae. Iar cu fiul domnului Caranfil am folosit și lucrul ăsta pentru ca să intru gratis la cinema. Mă duceam la casă și spuneam, sunt fiul domnului Caranfil de la televiziune, am venit să văd filmul acesta, m-a trimis tata, n-am bani de bilet. Poftiți! Deci era un lucru care vă făcea cinste, nu era un lucru care vă responsabiliza mai mult. Era o șmecherie, în primul rând. Era o șmecherie ordinară cu care eu reușeam să văd filme fără voie de acasă și fără bani. Made in România. Da. A fost vreodată un moment în viața dumneavoastră, atunci când erați considerat fiul domnului Caranfil, în care v-ați simțit împovărat sau cu o responsabilitate mult prea mare? Trebuia să vă ridicați la standardele înalte pe care tatăl dumneavoastră le setase? Nu. Nu. Și nici nu s-a pus așa problema. Adică n-am avut sentimentul în familie că va trebui într-o bună zi să fiu la înălțimea exemplului
patern sau matern, că și mama mea era autoarea la rândul ei de, de cărți, de literatură. Nu. Într-o zi, acum câțiva ani, am primit o întrebare de la un intervievator. Cum e să te simți fiul lui Nae Caranfil? Evident că era o greșeală. Făcuse o mică gafă la momentul respectiv, dar întrebarea era scrisă și am preluat-o ca atare și am încercat să-i răspund făcând haz pe această chestie. Talentul se moștenește? Se cultivă? Și. Presupun că și una și alta. În cazul dumneavoastră, și-au lăsat amprenta anii petrecuți în sânul familiei asupra filmelor, asupra de multe ori, de exemplu, momentele de copilărie care mă marcau, într-un fel sau altul, erau taberele de pionieri. Primele tabere de pionieri m-au marcat extrem de negativ, pentru că erau niște tabere ideologizate, tabere cazarmă, ca să spun așa. Mergeai la mare și te duceai la plajă cu un cerber, cu fluierul care era 5 minute pe față, 5 minute pe spate, 5 minute pe o parte, 5 minute pe cealaltă parte, 3 minute în apă. Asta nu e copilărie, asta este un lagăr de concentrare, nu știu ce să-i spun. Cu careuri, cu ridicarea steagului la catarg, cu marșuri patriotice, deci numai bucurie nu se putea spune că erau taberele astea. Și mă întorceam din aceste tabere foarte vesel și părinții îmi spuneau: vezi, uite ce trist erai la plecare și acum uite ce vesel te-ai întors și bronzat și mai grăsuț. Păi, sigur că mă întorceam vesel că se terminase coșmarul ăla și sigur că eram mai grăsuț că ne îndopau ca pe gâște în taberele astea. Dar în același timp, mai târziu, au fost niște tabere care erau mai creative, ca să spun așa. Erau pline de concursuri, erau competitive. Îți stimulau să-ți găsești propriile talente, să îi învingi pe ceilalți în diverse concursuri, să te întorci acasă cu diplome, cu premii, cu trofee, etc., etc. Cred că astea au fost mult mai benefice în ceea ce mă privește, pentru că m-au făcut să am curaj să mă exprim. Care sunt valorile pe care dumneavoastră le lăsați moștenire prin filmele pe care le faceți? Păi eu cred că filmele în principiu ar trebui să fie de valoare și nu alte. Filmele își reprezintă propriile valori sau valoare în film. Dar sunt anumite rădăcini, anumite tradiții pe care dumneavoastră le-ați descoperit în sânul familiei și vreți să le transmiteți tuturor celorlalți? Nu, n-am o agendă de tipul ăsta. Adică nu pot să spun că mă preocupă să vorbesc despre dăruire sau despre vocație sau despre cum să nu faci compromisuri în viață. N-am o agendă. Dar cum arată agenda dumneavoastră? Nu, că tot vorbeam de agenda. Agenda este povestea. Eu sunt un povestitor, mai degrabă, mai mult decât un cineast, sunt un povestitor, mă consider un povestitor și atunci, dacă povestea mă incită, nici măcar nu mai trebuie să stau să mă gândesc ce anume, care e morala sau care e mesajul, pentru că nu găsesc important nici morală, nici mesaj într-o operă de artă, ci simt eu ceva acolo, posibil de neformulat, sau posibil să fie și formulabil, dar nu stau să mă gândesc prea mult, pentru că dacă am simțit acel germene de poetică, ceva mai profund, de și complexitate, de paradox, de lucru care ține de viață și care poate la un moment dat să înceapă să clocotească, acela este momentul în care mă angajez pe acest drum al facerii unui film. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim aici acasă la Oamenii Realități. Haideți să-i dăm drumul! Ce? S-a blocat! Păi de ce, care e problema? Nu știu, fi intrat apă înăuntru, s-au înțepenit rolele. Nu acum! Te implor, fă ceva! Nu pot să fac nimic aici în ploaie, trebuie să ne întoarcem în oraș.
Deci nu putem filma nimic? Cred că nu. Asta e, plecăm acasă. Serios? Du-te tu și spune asta Aristiței. Eh, care și-a inima învins o anunțe? Ar mai fi o soluție. N-ai decât să strii să filmează și eu n-are decât să învârtă la manivelă. Și ce am rezolvat? Adică să ne prefacem că filmăm cu manivela mergând în gol? Pe urmă venim în altă zi și refacem totul de la distanță. E o scenă de grup. Sunt toate îmbrăcate la fel. Cât o trăi, o să fie convinsă că am prins-o în poză. E cea mai josnică descrocherie pe care am auzit-o în viața mea. Hai nu fi copil, Tony. Femeia e nebună, știe toată lumea. Și nu e chip să faci drăcia asta să meargă? A trebuit să o deschid. Dacă o deschizi, s-a dus naibii pelicula. Perfect! Putem începe! La semnul meu, vă puneți toate pe plânți și priviți în direcția aia unde s-au dus ostașii. Atenție! Filmăm. Doamne! De ce mi-ai copilul? E prea crud să plece la război! Să-l fi cruțat măcar un an! O, Doamne, ai milă de copilașul meu! Singura mea bucurie pe lumea asta! Ai grijă de tine, sufletel! Mama vrea să te întorci steafăr! Cine vă tămat și victorios! Mama vrea să fie mândră de tine! Nu-i lăsa pe păgâni să calce în picioare pământul ăsta sfânt! Du-te la luptă! Dumnezeu să te aibă în pază! Și fii viteaz, îngerașul meu! Firați în pas de plimbare, nu simțiți o vagă amenințare. Eu vă pândesc și pe cei ce greșesc, îi lovesc un surâs de călău. De cealaltă parte a zidului, de cealaltă parte a zidului, de cealaltă parte a zidului. E de rău. Viața o trăiți în slujbe lejere, weekend și concedii, prieteni și bere, restaurante, serate galante, amante, parfum și huzur. Dar de ce la altă parte a zilei? Am vrut să vă facem o surpriză, știind că mergeți să cântați la karaoke. Mi-am dat seama că n-am făcut cea mai bună surpriză acum. Nu e cea mai rea, dar am momente mai bune. Aveți momente mai bune, cred. Spre deosebire de mine, eu când doar în duș. Dumneavoastră, dacă ați avut curaj să cântați aici, vă place să cântați? Da, îmi plăcea mai mult înainte, dar acum nu mă mai angajez atât de... Înainte vă referiți la debutul dumneavoastră? Sau... Pe vremea aia, da. Mă rog, de vreo 10 ani, să zicem, sunt mai puțin prezent în zona vocală. Atunci haideți să vorbim un pic despre debut. De ce vă plăcea atunci să și cântați pe lângă această pasiune pe care o aveți pentru film? Nu știu de ce. Pur și simplu, îmi plăcea. Și ideea că mă puteam acompania la pian, dar nu destul de bine. În schimb, karaoke-le era o distracție accesibilă tuturor, iarăși îmi dădea curaj. Acum mai puțin, ce să spun. Aveți o voce caldă, asta bănuiesc că ați avut-o mereu. Probabil. Curajul a venit din acest timbru vocal în momentul în care cântați la karaoke? Nu, a venit ceva mai în spate. V-am spus că mie îmi plăceau musicalurile. Și pentru că îmi plăceau musicalurile, evident că învățam anumite partituri și, având și o scurtă, dar, să zicem, benefică, educație muzicală la școala de muzică,
puteam să mă exersez. Și exersându-mă am și avansat un pic. Adică am... Ați și compus un musical, nu? Am și compus un musical și am compus și partiturile a două filme. Deci muzica originală pentru primele mele două filme. Periculosul Sporge și Si Asfalt Tango. Haideți să vorbim un pic de începuturile dumneavoastră. Cariera dumneavoastră, cum a început? Care a fost prima cărămidă pe care ați pus-o? Eu am pus multe cărămizi așa, dar hai să zicem că la primul film a fost un moment crucial, pentru că era imediat după Revoluție, m-am întors, eu plecasem din România, m-am întors cu entuziasmul regăsirii libertății și într-o, mă rog, într-o cinematografie care urla pe toate străzile. Acum e momentul tinerilor, să vină tinerii, să facă filme, în sfârșit vor putea să se exprime. Și am venit și eu eram tânăr și aveam cu ce să mă exprim, în sensul că scrisesem un scenariu și vreau să-l pun pe taraba noilor producători, care erau celebri regizori dinainte, deveniseră producători debutanți. Și am constatat cu surprindere că lucrurile nu erau chiar așa de simple și nici atât de vesele și nici atât de optimiste cum păreau. Adică am fost practic snobat de mai mulți regizori importanți ai vremii, care au considerat că nu este cazul ca eu să debutez fix așa cum mi-aș fi dorit. Și atunci am plecat din nou din țară, am obținut niște bani printr-o altă formulă, și anume am accesat prin concurs niște credite ale CNC-ului francez, ale Cetului Național Cinematografiei din Franța, pentru coproducții cu țările din Est, și așa am reușit să-mi fac filmul cu bani francezi și cu bani români, dar cu totul altfel și mult mai bine decât aș fi reușit în prima etapă, la prima tentativă. Drept care am avut succes cu filmul, am fost și la Cannes, dar povestea acestui film este tristă, pentru că din cauza multor litigii și lucruri complicate, falimente, depuneri de bilanț ale diverselor case de producție cu care colaborasem, filmul nu ne mai aparține nici Arhivei de Film din România, nici producătorul inițial, ci este în proprietatea unor lichidatori judiciari din Franța, pentru că el reprezintă niște active cu care anumite datorii trebuie să fie plătite. Este foarte complicat juridic și este foarte trist, pentru că nu avem acest film. Adică noi în România nu avem acest film, care, după părerea mea, fără falsă modestie, este un film important pentru anii 90. Primul dumneavoastră film. Da. Considerați că este valabilă zicala un șut în dos, să mă cenzurez un pas înainte? Nu e valabilă zicala un șut în dos, doare al dracu de tare. Dar v-a determinat să faceți un film mult mai bun. E? Nu s-a putut aici, s-a putut dincolo. Da, asta într-adevăr. Adică a fost un moment în care, fără să vrea, acești producători, între ghilimele, români, ai momentului, mi-au făcut bine. Adică m-au ajutat, ca un an nu m-au ajutat. Au făcut lucrurile să devină astfel încât un an mai târziu să pot reveni în țară cu pe cai mult mai albi și mai mari. Cine a crezut cel mai mult în Nae Caranfil? Probabil o profesoară de română pe care am avut-o în clasa 5-a, pentru că până atunci am fost un elev timorat și mediocru, și dintr-o dată această profesoară, nu știu ce a văzut în mine, dar mi-a început să-mi sufle în pânze, ca să spun așa. Și dintr-o dată m-am simțit mai puternic, mai curajos, și am început să-mi dau seama că nu sunt chiar așa de prost cum aveam tendința să mă cred până atunci. Al doilea dumneavoastră film, și de la al doilea, ce mai vreți să-mi povestiți despre cariera dumneavoastră? Cu ce vă lăudați? Care este succesul? În general, sunt necăjit din faptul că anumite filme ale mele n-au avut, să spunem, destinul pe care l-aș fi dorit. De exemplu, am văzut un pic la un moment dat un afiș de la Dolce Farniente. Dolce Farniente este un film pe care l-am făcut, primul meu film neromânesc, complet neromânesc. Este un film făcut într-o coproducție între Franța, Italia și Belgia. Este un film de epocă foarte frumos, care tratează un episod imaginar din viața lui Stendhal,
scriitorul. Și acest film n-a avut posibilitatea să fie văzut în România, deși la momentul respectiv ar fi trebuit să fie văzut. Eram unul din cei mai cunoscuți regizori români și făcusem un film în străinătate, deci asta ar fi trebuit să creeze un element de curiozitate. Însă distributorii nu s-au, practic nu au distribuit filmul, adică nu au vrut pur și simplu să-l arunce pe ecrane și oamenii foarte puțin, în afara unor pasaje pe televiziuni, foarte puțini oameni știu de acest film și știu că eu am făcut acest film. Acest film astăzi poate fi vizionat? Păi nu, decât dacă ar fi... Nici măcar pe o platformă online? Nu poate fi vizionat nici măcar pe o platformă online, nici măcar piratat nu poate fi. Atât de trist a fost destinul lui și atât de, cum să spun, închis într-un sertar. Și ce putem face în astfel de cazuri? Cineva, dacă ar vrea să facă o relansare a acestui film, ar putea, dar atunci ar trebui să-și asume niște riscuri. Pentru că, na, ar trebui să creeze o mișcare de publicitate, de marketing, pentru că acest film să poată fi relansat. E un film nou, făcut acum aproape 20 de ani. Sunt convinsă că își găsește locul și astăzi printre noi. Eu sunt... Am o părere bună despre acest film, mai bună decât destinul lui. Care sunt amintirile dumneavoastră de la debut? De la debut? Da. Amintiri care vă fac să râdeți și astăzi. Păi, depinde. Acum, la filmul meu de anul 3, care într-un fel este debutul meu ca regizor de film, de ficțiune, adică este primul film în care a trebuit să mă confrunt cu actori, cu... cu un decor, cu o poveste. Țin minte că mi se părea extraordinar de greu a duce un platou, chiar că nu era un platou mare, câțiva tehnicieni, niște colaboratori și câțiva actori acolo, dar mi se părea că este atât de complicat, atât de greu să obții în realitate proiecția mentală a ceea ce ai vrea să fie, încât cred că atunci au fost câteva ore, nu pot să zic zile, dar ore în care m-am gândit că nu o să iasă mare regizor din mine, că probabil că o să îmi găsesc un loc călduț în care să funcționez în cinematografie, dar nu neapărat la... capacitate maximă. Nu, la performanță, la nivel de performanță. Și mi-am spus, și în genere, de ce ar trebui să, adică de ce ar trebui să fiu nefericit în cazul în care nu voi deveni un mare regizor sau un regizor bun? Se poate trăi drăguț și fără să fiu un mare regizor și față de un muncitor care se duce fiecare dimineață la fabrică, eu o să mă duc la buftea unde cât de cât o să trăiesc experiențe mai bune decât uzinele Republica. Și când a fost momentul în care ați avut încredere în potențialul dumneavoastră ca regizor? Păi când filmul a fost gata și a fost foarte bine primit de către profesoara regizoare Elisabeta Bostan, a fost încântată de rezultat și atunci, brusc și cam la cheiță, așa, m-am descoperit că sunt un regizor important, interesant și care am un viitor de aur în față. Ce sfat aveți pentru tinerii regizori? Pentru cei care iubesc filmul și vor să dea la regie? Să încerce să nu calce pe drumuri bătute de alții. Să nu se lase impresionați de un tip de cinema, pentru că acel tip de cinema astăzi este la mare modă, e trendy, și să-și găsească propria voce. Pentru că altfel vom face de multe ori sau în cea mai mare parte același film încă o dată și încă o dată și încă o dată. Ai spus un lucru mare, propria voce. Este ca și cum ne-am uitat în față și am vedea exact adevărata persoană. Mai face lumea cu ușurință lucrul ăsta? Mai ales când întotdeauna sunt... e cel mai greu lucru din lume să-ți găsești vocea. De aceea sfatul meu nu este o chestie simplă, adică hai... înregistrați-vă vocea pe telefon mobil și pe urmă ascultați-o și v-ați găsit vocea. Nu o să meargă niciodată așa. Este un demers extrem de complicat. Uneori unii reușesc, alții nu.
Nici eu nu sunt absolut convins că mi-am găsit-o pe a mea, dar și nu este un, nu este un, cum să spun, un demers cu început și sfârșit. Pur și simplu se desfășoară de-a lungul întregii vieți, zi cu zi. Dar este adevărat că în momentul în care îți găsești vocea, toate lucrurile capătă alt sens și performanța vine de la sine? Păi, în principiu așa ar trebui să fie, dar, cum spun, nu este un, un lucru care se încheie și de aici încolo putem să zicem a, mi-am găsit vocea și lucrurile merg. Vocea ți-o poți și pierde. Cu fiecare film îți găsești o voce, dar sigur că la un moment dat ești tu acela care treci de la un film la altul și trebuie să fii tu, nu un, cum să spun, nu un actor care intră cu fiecare film în alt rol. Asta înseamnă autor de film pentru mine. Altfel există foarte profesioniști extrem de buni în lume și la noi, care pot să facă filme diferite, bune, multe dintre ele, dar fără să fie autori, fără să facă, fără să spună lucruri despre ei înșiși. Pot fi foarte buni tehnicieni, meseriași, artizani. Aveți încredere în tinerii regizori, în regizorii de mâine? Eu nu am încredere nici în valuri sau în generații sau în, eu știu, deci nu iau la, nu iau nimic la, la pachet. Nu cred că, de exemplu, niște oameni care vin din toate colțurile țării și sunt foarte diferiți și n-au în comun decât o ladă de lemn, nu, chiar dacă ei sunt, se numesc o companie sau un batalion, ei nu sunt o companie și un batalion. Ei sunt niște personalități diferite și distincte. Nu cred că tinerii cineaști trebuie să fie un grup compact de, sau un regiment, cum am spus, un batalion care să meargă înainte. A, că poate exista solidaritate de generație. Da, e foarte bine. Dar un tânăr cineast poate să fie un tânăr cineast talentat, altul poate să fie total mediocru și inept, altul poate să fie talentat, dar să-și bată joc singur de talentul lui și să, la un moment dat, să iasă din, din sistem. Fiecare și are propriul destin și cred că este o profesie a singurătății. Chiar dacă noi lucrăm de multe ori în platouri pline de oameni în care se țipă, se zburdă, se zbiardă, se zbiară, se trag cabluri. Până este la urmă, continuu. Esențial este că un cineast este un exercițiu, sau trebuie să facă în principal un exercițiu de singurătate. Care sunt cele mai valoroase calități pe care un regizor este musai să le aibă? Păi sunt foarte multe, pentru că unele țin de meserie și altele țin de, de prezența pur și simplu fizică pe platou. Sigur, trebuie să, în primul rând, trebuie să aibă imaginație, trebuie să vadă vizual, trebuie să comunice foarte bine cu actorii. Și toate astea țin de partea, să spunem, artistică, dar există și o parte pur și simplu fizică. Trebuie să fie extrem de precis în ceea ce cere. Trebuie să vină la filmare cu niște, cu un tip de logistică în cap care să-i permită ca acele ore numărate câte sunt să îi permită să facă acel număr de cadre pentru ca ziua de filmare să fie câștigată, să nu intre în depășire. Este o întreagă inginerie pe care un regizor trebuie să o facă în toate perioadele de producție ale filmului. Și în pregătire, și în filmare, și în postproducție. Dar ne puteți spune care este cel mai mare defect pe care un regizor îl poate avea? Adică să nu-l aibă. Care un regizor să nu-l aibă? Păi, eu știu, în afară de lipsă de talent, ce să mai zic? Na. Poate să fie un defect, în principiu poate să fie vanitatea. Și să spunem că există, uite, dau așa un simplu exemplu, Michael Cimino, care după Vânătorul de Cerbi, The Deer Hunter,
s-a îndrăgostit atât de mult de el, încât practic și-a aruncat cariera în aer. Și nu numai cariera lui și-a aruncat-o în aer, dar și două studiouri importante ale Hollywoodului, United Artists și MGM, au fost aduse în pragul falimentului de acest ego gonflat pe care premiul Oscar l-a, și mă rog, celebritatea pe care The Deer Hunter i-a conferit-o nu l-a mai lăsat să fie ancorat în realitate. L-a dus, da, da. Mulți își pierd capul în momentul în care devin celebri. Cum reușim să rămânem împământeniți? Se pare că succesul e greu, greu, greu de gestionat. Și din punctul ăsta de vedere, poate că sunt norocos că nu l-am avut la nivelul la care, în care să mă, timoreze rău de tot. În cazul dumneavoastră, cât a fost muncă și cât a fost succes? Consider că n-am avut niciodată succesul pe care l-am meritat. Asta din cauza societății? Nu. Nu, din cauza de destin. Dar în comparație cu munca depusă și cu talentul depus, succesul în ceea ce mă privește, eu consider, poate mă răsfăț, dar asta este, consider că a fost modest. Dumneavoastră, când sunteți departe de România, simțiți dorul de a reveni acasă? Să vă întoarceți așa cum îmi povesteați că veneați la mama și la tata acasă fericit că s-a terminat acea experiență. Da. Mi se întâmplă des lucrul ăsta, mai ales că am avut perioade în care a trebuit să stau în străinătate luni bune sau uneori chiar aproape de un an de zile. Prima mea plecare a fost o plecare care se chema că e definitivă, adică nu imaginam că mă voi mai întoarce cu Ceaușescu în continuare pe tron și cu tot ce se întâmpla atunci, drept care prima întoarcere de după Revoluție a fost miraculoasă. Dar în general mă întorc cu plăcere și mă întorc cu plăcere pentru că îmi revăd prietenii, pentru că, mă rog, e un mod de al meu de a... de a reveni într-o zonă de confort și de, de cunoscut. Pentru că, de exemplu, când filmez, fiecare zi este complet diferită de cealaltă și nu am cum să anticipez nimic. Deci mă izbesc de niște obstacole care nu pot, imprevizibile. Și trebuie să mă duc pregătit că va fi o zi cu totul și cu totul altfel decât cea precedentă. Ei bine, la sfârșitul unei zile de filmare vreau să mă duc în același local și să mănânc aceleași lucruri și să beau aceleași lucruri pentru ca să revin acolo în zona mea de rutină și de cunoscut, pentru că a doua zi să iau de la capăt cu un nou projeu în necunoscut. Asta mi se întâmplă și când mă întorc, de exemplu, dintr-o călătorie. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o noapte fascinantă. Mulțumesc că ați dat curs invitației mele și sper să vă amintiți cu mare drag de noi când sunteți plecat afară din țară. Emisiunea noastră a ajuns la final. Vreau să mulțumesc prietenei mele Liliana Țuroiu pentru această vestimentație extraordinară. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, dacă l-ați ratat pe Naie Caranfil, puteți urmări emisiunea La Noapte în reluare. Ne reîntâlnim duminica viitoare la 18:30, aici, acasă, la Oamenii Realități. Mi-a dispărut nevasta. Ai spărat-o. O mică altercație la despărțire. Dar sper că ai dat și matale. Soția mea a fost recrutată de o rețea de prostituție internațională. Sunt mai multe fete în situația ei. Au plecat acum o oră spre Paris cu un autobuz galben, tip rocat. De unde deții informațiile astea? Ce dracu nu vezi? Scrie peste tot! N-a să nu citiți ziarele! E o mafie întreagă, e o industrie! Mm-hmm. Uitați chitanța cu numărul mașinii. Nu mă lase nume de rău, dar într-un fel o înțeleg. Cum adică? Vedeți, aspectul omenesc. Când mă uit la așa o femeie, ajung să mă întreb dacă mă făcea Dumnezeu ca pe ea. Sau natura. Dacă îmi dădea și mie toate aceste posibilități, aș încerca și eu să profit de părma lor, să câștig un ban. Bineînțeles că apărător al legii cu un ban.
Domenește vorbind, pot să înțeleg anumite aspecte. Uitați munții ăștia. Razi, cer, țara asta minunată. Ea aparține tuturor. Mii de turiști străini vin din toată lumea și profită de frumusețea peisajelor noastre. Noi, ca români, cum ar veni, suntem însurați cu țara. Ceea ce nu ne împiedică să oferim și turiștilor străini. Mai ales când găsești ceva valută pe treaba asta. În ziua de azi ceva valută nu strică nimănui. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu înțeleg. Păcate.